Eu nu s-a toată ziua am umblat bramură din colo încoace prin toată Mahalaua. Ce ne face? Stai că băieții deja i-am pierdut. Ce se aude? Eu mă ascund, am văzut ursul. Oare urșii se tem de lupi? Matiaș, a apărut în burtică la mami. Uite în această regiune. Tati, tu asta nu poți sta. Ce mișcă, fugiți! Fiți atenți să nu fie o capcană. Și cred că ne-am pierdut aici. Bună dimineața! Suntem în cel mai mare camping pe care l-am vizitat noi vreodată. Hai să strângem religiosul. Și în tot campingul suntem doar noi. Wow! Nu știu dacă am mai văzut atât de multe piscine una lângă alta. Asta și vreau să mâncăm afară. Mâncăm. Eu nu ți are alte planuri. Strângem repede pătrucul și am plecat. Căci avem o oră de mers până la următorul obiectiv al nostru. Da, un ceai de dimineață nu ar încurca. Hai, eu nu-ți alegem haine pentru tine. În vacanța asta de toamnă ai murdărit foarte multe hăinuțe. Hai, dă mânuțele. Prima dată când eu îmi spăl dinții, stând cu fundul pe un viceu. Toată noaptea a plouat, tocmai de aceea vom pleca la Foișor cu autorul ăsta. Acum trebuie să ștergem praful și frunzele de pe masă. Sunt multe frunze, că-i doamna. Chiar și noaptea când dormeam, frunzele se auzeau cum cad din copaci, credeam că plouă. Matei, vezi să nu scape apă pe jos. Se duce apa. Poftiți la masă, Chiurtos. Cine vrea? Eu. Nici nu m-am gândit că anul ăsta încă vom mai mânca afară în aer liber. Am fi vrut foarte mult să trecem și pe la o piscină, dar... Câte grade sunt? 12. Dar la vară. Copii, atenție! Astăzi Matiaș, în primul rând el, dar și voi, veți avea o mega surpriză. În ce cauză, Matiaș? Pentru că Matiaș a apărut în burtică la mami, uite, în această regiune. Și veți afla din ce cauză Matiaș adoră dinozaurii. Ce vrei? Pentru mami, din păcate pentru tati nu am găsit. Super. Vrei și tu? I-am luat Mihaeli un coșoc roz. Ce drăguț! Și mie mi-am luat o căciulă cu lup. Ce este? Curs? Ne-am ales lup și pentru Mihai Laura. Să vedem acasă cum este. Melisa, ție ce nu-ți place? Bine ce este? Melisa vrea din altul. Mergem acum și luăm un set din ăla care am mai avut ea cu Smile. Hai, iar Mici doar că altă gâță. Culoare. Mici are gâță în spate. Ce? Da. Matei, Ionuț, ia priviți ce aveți aici. Ați fost promiți? Ambii, da? Vă jucați ambii? Bine, le împărțim în autorulotă, mergem la masă, și da? Și mie, și mie, și mie. Și Mihaela, și Melisa, și Mircea. Lupchi, urși, iepurașii, da, au venit în auto. Da, am auzit, au trecut doi vizitatori și au zis, uite voi, doi lupchi. În Republica Moldova, în unele zone, la fel se zice la lupchi. Asta ce, e divare? Da, cum i-a dat seama, am zis că e ursuleț. Melisa, e ta. Ea lui Ionuț. Oare urșii se tem de lupi? Toate animăluțele pleacă să prindă urși. Sau plecăm la zoo? Uite, mergem acolo unde s-a născut YouTube-ul Familia Mirini. Unde am făcut primele videouri pe care le-am și postat pe YouTube. Ia să vedem, până ajungem la destinație, să ne scrie în comentarii abonații. Ce filmuleț am făcut noi aici? Eu deja caut. Hai
Aici au fost noi să ținem ce când erau mici. Haideți! Nu, tu rămâi? Noi ne ducem la dinozauri. Împreună, da. Aici, la intrare, am recunoscut o doamnă care ne-a dat hărțile când eram mici. Să vizităm tot traseul. Aici, în loc de pești, erau un schelet mare, cap de dinozaur. Pescuim aici? Dar să spunem și niște dedesubturi la primul vlog al miliției. A făcut o greșeală și noi intenționat am și lăsat-o în primul ei nou vlog. A zis chiar de la intrare, ții minte, Melissa? Și noi mereu ne râdeam pe seama asta. Și ea singură râdea pe seama asta. Ia să vedem dacă și voi țineți minte cum vorbea Melissa. Stai că băieții deja i-am pierdut. Au plecat la dinozauri. Wow! Ce dinozaur pe! Când eram mici, am făcut poză în gura dinozaurului. Te țin minte că mici era așa și eu eram acolo jos. Deja facem schimb. Asta ce e? Topogana voi? Ce e, Luț? Are dinți mari și ascuțiți. Ia vezi. Ce se aude? Ce ne face? Ionut, ții minte la pescuit când țineai tu asta? Hai vino să ținem să facem o poză. Ai pescuit un dinozaur. Îi dai un pupic? Nu să mergem! Ce e acolo? Intrăm în gura unui dinozaur? Ce-i Suntem în ocean! Ce e asta? Dinozaurul mănâncă peștele? Nu cred! Nu! Nu mănâncă! Nu-i peștișorul! Hai să fugim de aici să nu ne mănânce și pe noi! Ia să vedem cine ghicește, ce? Unde suntem. Așa era pământul? Și uite noi unde e. Aici? Ionuț! Priviți cât de mare era Oceanul Pacific! Și cum arată pământul în zilele noastre. Ăsta-i dinozaur? Eu mă ascund, am văzut ursul! Ce urs! A împretrit uitându-se la noi. Așa arătau dinozaurii din Transilvania. Așa ceva? Această undiță cu siguranță prinde mai bine decât cele de ale noastre. Și ne-a prins tot peștele din baltă. De ce nu mai aveam pește? Să ies din gură! Cât de mare crater a făcut cometa care a distrus toți dinozaurii. Ce e asta? Vulcan! Este o gaură în vulcan. Vedeți? Vreau să intrăm în el? Hai să intrăm acolo! Mă tem că e foarte fermit. Aici am intrat. Parcă nu mai țin minte ce s-a întâmplat. Ajunge și mai sus de frunze. Când eram mic, am făcut poză sub acest dinozaur. Și așa, așa era distanța. E vulcan adevărat! Ai văzut? Și pe unde iese Matei? Nu, noi suntem Clacli? De unde ieșiți voi? Tati, tu asta nu poți sta, când am ieșit noi. Am găsit trei dinozauri aici, acela de acolo de parte și ăsta aici. Chiar e mare. Acesta se numește tunelul timpului, pentru că acum poți să merg liber sub el, iar când voi crește mai mare, nu. Putem să urcăm la etaj? Salut! Salut! Mă duc în pantele! Vreodată ați fost la un cinema în aer liber, în pădure, lângă dinozauri! Uite-l acolo! Wow! Privind în ochii acele mari fiare! Ah!
un pui nou născut de pasăre, când se naște, e cât mine de mare. Închide și deschide ochii și gura. Acest dinozaur încă funcționează de când eram eu mic? Acest dinozaur seamănă cu mine la dinți. Ce mișcă, fugiți! La toată familia Mirmi le plac dinozaurii. Dar Matei, îndeoseb, îi adoră la maxim. Și de ce cauză? Pentru că ziua în care noi am vizitat acest complex extrem de mare, extrem de frumos, a apărut Matei. De aceea i-am și pus numele Matei Răzvan de la Râșnov. Eu n-am crescut destul? De ce sunt așa de mic pe lângă acest scaun? Nu mă port ca... Mircea, acesta este un scaun pentru dinozauri! Coboară mai jos pentru că vine să te mănânce! Ai toți pe scaun! Ce? Ce să ne mănânce pe toți, nu? Ce mamă! Tu! Hai, Melissa! Hai! Oh. Hai! Este? Și eu? Iuhu! Suntem pe scaunul dinozaurului. Ce mult îmi place acest fel de leagăn. Ok, vedeți încoace! Am găsit o peșteră cu dinozaur. Fiți atenți! Am văzut un leleac. Wow! Ce diamant! Îl vindem? Este imens! Oare cine a văzut? Uite că și aici sunt exponate zile de dinozauri. Și păianjen. Și poți să bagi luna. Un dinozaur flămând. Trebuie să mă pun cumva ca să deschidă. Ce? Trebuie să căutăm indicii. Această ușă duce undeva. Cu siguranță. Nu știm unde este. Sau poate... Ciupercuța asta? Sau poate spune simsabim ușă, deschide-te! Dar de ce e un pe aici? Probabil... Cineva s-a speriat. Sau este vecinul dinozaurului. Mai este un căpire! Da! Ușă deschisă! Peste tot! Important să nu fim blocați! Ușă! Secretă? Da! Duce undeva! Fiți atenți să nu fie o capcană! Da, hai, mi-e bine să mergem. Poate găsim ceva. Poate că e de la ușa aia. Ieșirea! Yeah! Ce înseamnă asta? Un om cu un arc? Ionuț, urcă pe arcă! Bine ați venit pe arca dinozaurilor. Eu urc la etaj să văd cum arată și acolo. Ne-am lovit de iceberg. Trebuie să ne scufundăm! Începem să ne scufundăm! Hai să scoatem mărcile de salvare! Repede! Matei! Așteaptă-mă, vin și eu! Arca se scufundă! Eu deja am scăpat! Cu barca! Wow! Ia să văd și eu! Eu sunt urs! Asta ce înseamnă? Că noi cât de vechi suntem? Eu la fel sunt urs! Kangurul este cel mai nou, pinguinul. Și cel mai vechi, dinozaurul. Iar cine are mai mult de 1,80 m este gal. Adică mami și tati. Ce vechi o fai! Această toată insignă este făcută din Lego. Doar că aici este în loc de negru cu portocaliu. Să mai apun această pentru Lego adevărat. Alimentăm autorlota și imediat ne alimentăm și noi. Toți au flămânzit. Și GPL și motorile și tot ce vrei, mami. Prima experiență. Pregătim așa. O mică oprire să mâncăm ceva. Da, un mic popas mult așteptat.
Eu știu că vrei turte dulci, dar după mâncarea copioasă de pe masă. Poftă bune! Mulțumim! Noi plecăm la magazin să cumpărăm câte ceva. Dar noi cu Ionuș și mâncăm în mașină dulciuri. Totul la gunoi și acum plecăm la magazin să cumpărăm ceva pentru rulotă. Pentru că ni s-au terminat toate proviziile. Vom lua apă, ceai, nu chiar toate. Ceva dulce, corpulițe din lemn. Nu mai spune toți secrete. Hai că vedem ce găsim. Ok. Ion, dar e omizibil. Am găsit paste din care am gustat foarte rar când eram mai mici. Sunt figa din astea, care nu sunt chiar sănătoase, dar nouă ne plac. Prima dată cred că am mâncat în avion dintr-o casăruie mob, când aveam vreo 3 ani, 2. Și furculițe. Și farfurii. Și pahare. Pahare? Băieți, dar de ce cauză nu ați mâncat dulciurile voastre? Am așteptat pe Melissa și Mircea. Și uite, Matei, chiar acum vin deja. Deschide-le ușa. Și am plecat doar după șervețele și tacâmuri. Uh-huh. Ceva au scăpat pe jos. S-a rupt, cred că o plasă. Te deschide ușa. Bună seara în casa noastră. Salut. Unde sunt toate turtele? Am luat tacâmuri, apă și și... Aha. Am ajuns acasă și doar 10 farfurii de unică folosință. Am ajuns la un alt camping, dar poarta este închisă. Eu sper campingul să nu fie altul cu aceeași denumire. Hai că mai e o intrare și asta e încuiată. Și asta e încuiată, mamă. Găsit o am îndrăznit noi să deschidem poarta și am luat cu noi și niște cârnăciori pentru că sunt 3 câini și un dulău se aude acolo foarte mare. Ți-au dat pace? Mami nu s-au plecat, dar eu zic să nu le dăm lor pace la proprietar și să întrebăm unde se parcăm rulota, că nu știu. Am ajuns într-un camping super mare, extrem de mare. Și cred că ne-am pierdut pe aici. Și așteptăm să vină proprietare. Până una alta, ne cuplăm la energie electrică și ne pregătim de somnic. Iar seara, înainte de culcare, mâncăm desert. Turtă dulce! Ionuț, hai că e ora de culcare. Trebuie să ne schimbăm. Îmbracă pijamaua, ca și toți. Eu m-am îmbrăcat, Mircea s-a îmbrăcat, Matei se îmbracă. Ce bine este rulotă, călduț, este seară, citesc. Ionuț, vină! Uite, asta e o fantomă. Ionuț, azi toată ziua a umblat bramura din colo încoace prin toată mahalaua. Ba la fete, ba la băieți, ba la pescari. Salut la toți! Deja este a treia zi de munte. Noi vrem să vă prezentăm vouă un nou filmuleț despre vacanța noastră de iarnă. Bine, Mircea, eu mă duc să o ajut pe mami să facă mâncare, iar tu o să stai cu prietenul tău și să vorbești. Bine, așa așteptăm mâncare. Eu mă duc să-l chem pe prietenul tău. Dar cine se vină? Salut, Mircea! Bună, Mirciulică! Ți-a plăcut ziua de azi? Mi-a plăcut foarte mult. Și mie mi-a plăcut. Privește că am tricou de dinozaur. E foarte frumos. De unde ai? De la parcul de dinozaur. Privește că am harta. Ți-a plăcut și ție. Să găsești drumul. O, mulțumesc! Tot așa plecăm încolo. Hai acum să ceră frumulețul. Hai să vedem. Avem un parc. Da. La parcul de dinozauri ajungem cu frumulețul, că înseamnă că au dinozauri. Iar celulare e prale! La fiecare copil
le dă câte o hartă ca să găsească ușor drumul către fiecare dinozaur din parc. Noi suntem bunuri, și suntem foarte periculoși. În parc este un teren de joacă foarte tăpăgai. Miciulică este un loc de sănătolog. Fața cu trei coarne, deși pare fioros, dar este un dinozaur erbivor. Nu uitați să vă abonați!